Bună ziua, mă numesc Bălănean Ștefania. Și Raul Souca. Suntem elevi în clasa 10-a la Liceul Iona Gârbiceanu Jibou și avem onoarea de a fi gazdele dumneavoastră în după masa aceasta. Orchestra și corul Emanuel, reprezentată prin Asociația Emanuel Dumnezeu este cu noi, vă spune bine ați venit și dorim să avem un timp petrecut împreună binecuvântat de Dumnezeu. De aceea ne alăturăm versurilor care spun: totdeauna lucrul tău să-l încep cu Dumnezeu, unde El și Harul Său niciun lucru nu e greu. Evenimentul de astăzi este închina lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru dragostea sa mare cu care ne înconjoară în fiecare zi și așa cum spune și în cartea biblică plângerile lui Ieremia, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia sa este atât de mare. În clipele ce urmează, Orchestra Emanuel, împreună cu toți cei prezenți, dorim să ne exprimăm recunoștința și mulțumirea pentru dragostea mare ce ne-a arătat-o, prin faptul că putem fi azi aici în acest cadru natural, deosebit de frumos, care este creația lui Dumnezeu. Vom face acest lucru prin cântări și psalmi închinați lui Dumnezeu. De aceea dorim să precizăm că acest concert are loc azi, va predomina muzica cultă, deoarece face parte din proiectul Concerte în Aer Liber, realizat în parteneria cu primăria orașului Jibou, cărora le mulțumim frumos. Primul cântec se numește Eu de tine am nevoie și să recunoaștem că singur nu putem face nimic și că întreaga noastră viață depinde de El. Următorul cântec este Cântă suflet al meu, după care le vom asculta pe Maria Coman cu un cântec la flaut și pe Teodora Năprădean la vioară, însă le vom lăsa pe ele să ni le prezinte înainte de a cânta. Vă propunem să ne deschidem inimile, să lăsăm pe El să ne vorbească prin versurile minunatelor cântece.
Melodia Schindler's List, scrisă de John Williams, însă doar o parte. Thank you.
În cele ce urmează, am dorit să ne bucurăm sufletul cu cântecul Rapsodia Română I, care are muzica compusă de marele compozitor George Enescu. Vom asculta pe urmă pe Maria Coman, care va interpreta un cântec la orgă, dar o lăsăm pe ea să ne prezinte mai departe, timp în care orchestra se va pregăti cu cântecele Sinfonia a IX-a de Beethoven și Apa-i preschimbată în vin, interpretată vocal de Eliza Gălpâian, prin care declarăm puterea cea mare a lui Dumnezeu. Melodia baladă pentru Adeline de Richard Clayderman. La pian.
câteva cuvinte. Sinfonia nouă a fost scrisă de Ludwig van Beethoven, ultimul clasic. El încheie perioada clasicismului muzical și este considerat de unii istorici ca fiind primul romantic. Mai exact, face puntea de legătură dintre clasicism și romantism. Beethoven, în ultima parte a vieții, el s-a născut în Bonn, în Germania, și centrul cultural în vremea respectivă era la Viena. Ultima parte a vieții, el își pierde auzul, începe să nu mai audă. Însă o elevă pe nume Anna Holt este trimisă de la conservatorul din Viena ca să fie copiista lui, adică să copieze partiturile. Atunci nu exista Xerox și trebuiau scrise de mână. Tot Anna Holt este studenta care îl ajută, în timp ce, imaginați-vă că ar fi orchestra aici, Beethoven ar dirija această orchestră, dar pentru că nu mai auzea, Anna Holt s-a pus undeva acolo între rânduri și dirija măsura și Beethoven din față dirija această sinfonie. Noi vom cânta un fragment. Ce este impresionant, pentru că în această sinfonie Beethoven contopește corul cu orchestra. Cântă orchestra și corul în același timp. A fost ceva nou. El a fost criticat cu ultimele lui creații, a fost criticat de lumea de atunci, spunând că a luat o rasnă, fără să-și dea seama că el, de fapt, deschide o nouă eră la romantism. Și vreau să mai spun încă doi oameni importanți în perioada clasicismului muzical, Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart. Acum noi vom cânta un fragment din această odă, care este, acest fragment este luat și ca și imn al Uniunii Europene. Noi am adaptat o traducere mai veche, și în această traducere, așa cum spunea și Beethoven, ca simțind nevoia, citesc, ca toți oamenii să fie frați sub aripa blândă a lunii. El se gândea la Dumnezeu și multe în creația lui spunea că la alții Dumnezeu le-a dat mai puțin, dar le-a dat așa de mult încât nici nu mai aude. Acum vrem să cântăm acest cântec și, așa cum ați văzut, celălalt a fost un mare compozitor român, și anume George Enescu. Haideți să ascultăm în continuare programul. Thank you.
bată un vin, ochii ai deschis orbilor, Tu ești Domnul minunilor. Și din cenușă ne scoți, nu e nimic ce nu poți, chiar și-n beznă strălucești. Tu ești cel tare, ești cel mai mare, ești Dumnezeu. Gabriel Marc va interpreta la orgă o improvizație după Johann Sebastian Bach, apoi orchestra va cânta cântarea Cândoceanele, în care ni se vorbește despre acele momente din viață în care ne aflăm cu toții uneori, când ni se pare că problemele vin asupra noastră, asemenea valurilor, fără să avem puterea de a face ceva. Însă refrenul spune: Tată, știu că Tu ești vegheator, stau liniștit, știu că ești Domn. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine oricând. Apoi Eunice Constantin va interpreta un cântec la vioară, iar la sfârșitul acestui program, orchestra va interpreta cântecele Doamne, cât nu pot a înțelege și Tu mă ridici. Să-i ascultăm cu mult drag! Voi interpreta tocata în re minor, compusă de Sebastian Johann Bach.
pot singur e zadar, dar Iisus e cel care veghează să-ți fie sprijin necaz. Dacă l-ai pe Iisus, e cu tine la greu. Dacă l-ai pe Iisus, e prietenul tău. Dacă l-ai pe Hristos, nu te lasă nici când. Dacă l-ai pe Iisus, ai cu mare de preț. Dacă l-ai pe Iisus, e cu tine la greu. Dacă l-ai pe Iisus, e prietenul tău. Dacă l-ai pe Hristos, nu te lasă nici când. Dacă l-ai pe Iisus, ai cu mare. Thank you.
Mi-ați făcut o mare bucurie că ați venit în această seară să ne auziți cum cântăm, să vedeți piesele care noi le șlefuim acasă și mi-ați făcut o bucurie foarte mare. Le mulțumesc copiilor, părinților, dar în primul rând lui Dumnezeu că ne-a dat ocazia să lucrez cu acești copii deosebiți, cu părinților, cu bunicilor și așa mai departe. Vreau să spun câteva cuvinte despre asociația noastră și această orchestră, pentru că am înțeles de la soția mea și de la prezentator că este ultimul cântec cu orchestra. Noi am mai avea multe, dar ne-a limitat. Ne-a rugat la Dumnezeu să ne dea o vreme bună și este în această săptămână, dacă nu mă înșel, prima zi cu soare și frumoasă. Și Dumnezeu ne-a ascultat și această rugăciune. Această orchestră pe care o vedeți a luat naștere cu un gând în capul meu. În 2013 am avut un accident foarte mare, un accident forestier. Eram în concediu și, așa ca și oricare român, în concediu îl petrece mai mult prin muncă și a avut un accident. Utilajul pe care îl conduceam, tractorul, a căzut peste mine și am fost zdrobit. Am avut multe fracturi la bazin, am avut mușchi contorsionați, clavicula ruptă și alte lucruri. Am stat 8 săptămâni întins pe spate, nemișcat, și doctorul de pe ambulanță a spus dacă acest om va mai trăi, să mă caute. Și după 2 luni, așa mai ușurel, cu o cârjă, m-am dus și l-am căutat și n-am mai știut cine sunt. Și am crezut că nu mai sunt. Uitați că Dumnezeu ne-a mai dat zile. Și dacă Dumnezeu ne-a mai dat zile, ne-a dat cu un scop. Și am avut acest gând, dacă Dumnezeu mi-a mai dat încă viață, încă un timp să-mi cresc copiii, să fiu în familie, mai încă ce aș putea să fac eu mai mult pentru Dumnezeu? Că atunci, într-o zi, când voi fi la judecată în fața Lui, să am și eu fapte bune. Și mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc cu copii care vor din oraș, gratuit, să-și procure instrumentul și să vină din timpul meu liber, voi oferi cu familia, cu soția, un timp în care să lucrez cu ei. Și tema noastră a fost să cântăm despre Dumnezeu. Vedeți? Oamenii în lume cântă multe cântece, în unele își exprimă durerea, în altele dragostea, în altele dorul și așa mai departe. Dar ce frumos este ca în cântecul tău să le exprimi pe Dumnezeu, să cânti lui Dumnezeu. Și am auzit la școală pe mulți colegi și copii, nu-i pot lua pe copii din fața televizorului, nu pot din fața telefonului, nu mai știu ce să facă cu ei. Uitați că Dumnezeu le-a pus în inimă și la ei și noi când am început, să știți că când am avut un an, am mai luat naștere în orașul nostru încă 2 orchestre și noi suntem, să spun, cea de-a treia sau una dintre ele, în care îl lăudăm pe Dumnezeu. Și acești copii, ați văzut, le-am propus, am spus, la acest eveniment, fiecare dintre voi să cânte dacă dorește ceva. Și a spus, ce? Ce vreți voi? Dar că se poate mai mult muzică cultă, muzică clasică. Pentru că după un an de zile, respectiv în ianuarie, ne-am înființat o asociație ca să putem primi copii cât mai mulți. Avem și un sediu în care avem un spațiu de aproximativ 70 de locuri în care noi repetăm. Și Dumnezeu ne-a dat toate de trebuință ca să putem să cântăm. Asociația noastră se numește Emanuel Dumnezeu este cu noi și noi am făcut un proiect în care primăria orașului Jibou, domnul primar și consilierii, ne-a aprobat un fond și anume scaunele acestea pe care noi le folosim acum. Am mai pus și noi o parte din bani mai puțin, ei au pus mai mult și scopul nostru este ca să facem acum 4 concerte în 4 luni consecutive, până în septembrie inclusiv, în aer liber. Acesta este primul concert, pentru că mi-a spus la început, nu ne auzim, nu, așa este în aer liber, suntem și amatori, suntem și cu numai cu 2 ore de repetiție pe săptămână, dar toate puse așa cap în cap, am reușit să ducem acest concert până la capăt. Următorul va fi în luna care urmează și următorul în august va fi în tabără, în satul Cilean, între Cilean și Creaca, cam un logan consumă 1 litru de motorină până acolo. Dacă vă permiteți, vă așteptăm și acolo, să vedeți afișe pe Facebook,
părinți, bunici. Vă așteptăm acolo la concertul nostru care va fi la marginea unei păduri foarte frumoase. Și ultimul va fi în luna septembrie. Bineînțeles, acestea sunt minimul, dar noi facem mult mai mult. Deja am vorbit cu colaboratorii noștri să mergem și pe sate. Deja ne pregătim și pentru comunele din zona noastră să mergem să cântăm. Copiii sunt nerăbdători și de ce să nu ne lăsăm noi din timpul nostru câteva ore și să-i punem la lucru. Încă o dată vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, copiilor, părinților, bunicilor, tuturor celor care în această seară ați venit să ne ascultați. Și ultimul cântec spune: Tu mă ridici atunci când sunt căzut. Acest cântec, știu că mai mulți copii mi-au spus că vreau să fac acest cântec, Yuri's Me Up, dacă bine am spus, în engleză, și mi-a luat mult timp traducerea asta, nu prea e așa de ușoară, dar cumva ne-am pus. Și să nu uităm niciodată că atunci când suntem căzuți, El, Dumnezeu, ne ridică. Încă o dată vă mulțumim și dorim să ne ascultați și ultimul cântec. Pe-ai tăi, Doamne, sunt pe
Noi vă mulțumim că ați fost azi alături de noi, considerând că am petrecut un timp de valoare împreună, în prezența lui Dumnezeu, în care am învățat să prețuim mai mult binecuvântările pe care le primim în fiecare zi din partea Lui. Dorim ca El să binecuvânteze casele dumneavoastră, copiilor să le răsplătească osteneala și efortul depus în fiecare zi, să se bucure în continuare de vacanță.